fondurilor fiduciare. N-are rost să ne complicăm, acestea pot fi gestionate, administrate chiar și de către avocați sau de către mandatari. Sunt niște bunuri, sunt niște valori care rezultă fie din dezbaterea unei succesiuni, fie dintr-o executare silită, fie din insolvență. Toate aceste bunuri și valori pot fi date spre administrare unei anumite persoane, unui avocat, spre exemplu, acesta să le gestioneze, să le plaseze, să facă ce vor cu ele, numai să iasă ceva profit. Și încă o chestiune, tot nouă, ar fi legată de clauza de preciput. Așa se numește clauza aceasta. Prima întrebare care eu am pus-o formatorului de la INM, care a venit să ne prezinte raporturile de dreptul familiei, am zis, doamnă, dar de ce clauza de preciput? Există atâtea cuvinte în limba latină. Doamnă, vine din limba franceză, din dreptul francez și a fost preluată pentru că nu s-a găsit un alt cuvânt cu care să fie înlocuit cuvântul din dreptul francez. Sună urât, însă este o clauză cu efecte benefice. Ce trebuie să înțelegem prin aceasta? Prin aceasta putem înțelege următorul lucru. În timpul căsătoriei, eu pot să fac un document prin care soțului meu să îi las un tablou, să îi las anumite bunuri care au avut o anumită semnificație în ce privește relația dintre noi. Bunurile acestea care eu, servindu-mă de clauza de preciput, îi le las soțului meu, acestea nu vor mai intra la masa succesorală în situația în care intervine decesul. Însă ele pot fi urmărite de creditori. Deci toate sunt bune și frumoase până în momentul în care intervine necesitatea de a fi acoperită o anumită creanță. În momentul în care intervine această situație, ele vor intra la grămadă și vor fi urmărite de către creditor. Dacă îmi mai vine ceva în minte, acestea ar fi în mare noutățile, mai sunt, se revigorează din nou, se dă putere mai bună cărții funciare, publicității imobiliare. Din nou revenim la principiul constituirii de drept în momentul înregistrării cererii de întabulare la cartea funciară, un lucru care este extraordinar de bun și de folositor. Prin legea 7 din 1996 s-a renunțat și acest principiu de bază al cărții funciare a fost abandonat. Și-o zis, scriem la cartea funciară cu rol de opozabilitate. Și-au dat seama, după ce au stricat multe lucruri din cartea funciară, în al nouălea ceas, și-au dat seama că trebuie să revenim din nou la principiul constitutiv de dreptul al cărții funciare. De ce spun că se consolidează puterea? O sumedenie dintre reglementările codului civil obligă la înscrierea unor drepturi, a unor fapte în cartea funciară. Aceasta pentru publicitate, pentru a aduce la cunoștința terților foarte, foarte multe lucruri legate de raporturile civile.